dracula ciocoi, bă! Autorul Nicoară Mihali a declarat că ideea scrierii acestei cărți a pornit de la o discuție la un pahar de pălincă cu mai mulți cetățeni din Oaș. De asemenea, Mihali a adăugat că s-a îndrăgostit nu numai de Oșeni, ci și de folclorul din Oaș. În drumul acesta al iubirii țării Oașului am avut niște oameni foarte apropiați. Apoi, într-una de zile, domnul Mihai m-a dus în fața casei lui, unde erau adunați pe 30 de oșeni care îi crepau lemne pentru iarnă. Și am stat cu ei la un pahar de pălincă și am povestit despre crime din țara Oaș. După cuvântul de deschidere rostit de primarul Aurelia Fedorca, directorul Muzeului Țării Oașului, Remus Vârnav, a vorbit despre cartea care a fost la origine lucrare de doctorat susținută la Universitatea din Oradea, sub îndrumarea renumitului etnolog și muzeograf Ioan Godea, profesor la Universitatea Orădeană. Domnul Mihai tratează problema, într-adevăr, ca un cercetător științific. Perfect obiectiv, dar aș mai adăuga ceva. Și o să vedeți cei care o să știți. Cu mare respect pentru lumea aceasta. Cu mare respect, este mare lucru. Cea mai mare parte a cărții prelucrează bogatul material informativ cu privire la temă, cules din diverse surse, de la informatori din sate, mai ales de la oameni bătrâni, dar și din colecții de ziare, registre bisericești și din arhive. Nicoară Mihali a studiat toate dosarele penale, începând cu cele din anul 1918, aflate în arhiva Tribunalului Satu Mare. Pe baza materialului, autorul a încercat o clasificare a tipurilor de crime, de la cele care urmăresc răzbunarea până la omoruri produse din cauza alcoolului, împotriva autorităților, omoruri petrecute la nuntă, la joc, la colindat, la sâmbră, omoruri între ciobani, pentru avere, pentru femei și altele.